Copii, să vedem când. Dragii noștri, avem și un moment foarte tare, momentul ăla cu taurul. Pe care ce? Vreau să ne distrăm, că am vorbit numai de astea nasoale. Hai să vedem că mai și America sau America Express are și părți extraordinar de frumoase. Numai distracție n-a fost că m-am pus ăla. Da, pentru noi ne distrăm cu asta. Ne faceți haze necaz acum. Hai să vedem materialul și comentăm după. Pui! Câinele mătii te... Mamă, dacă îi dau un voleu, îl arunc. Hola! Să aveți de unde ies? Finca Florida? Finca Florida de los Gutierrez. Eso? Sí? Aquí? Sí, muchas gracias. A sosit momentul să vă demonstrați curajul care v-a fost testat pe parcursul acestei zile. Eu, cum am văzut proba și am conștientizat că e pe bune și am văzut taurul acolo în arenă, am zis, mamă, dar n-are cum, nu e adevărat, nu. Acum veți fi față în față cu taurul. Am intrat în arenă. Trebuia să facem niște puzzle-uri, mi s-a explicat. Eu stăteam așa, gen între scândurile alea și mă uitam la taurul ăla. Nu era foarte mare, dar nici prea mic. O, Doamne, domnul de la care dresa taurul, zic, când vreți voi, atunci intrați în ring. Și dacă nu facem proba asta, ce se întâmplă? Trebuie să o facem. Domnul a început să facă scheme ăsta direct în pelerina aia, s-a speriat. Ba cu 3 ore. Cum dracu facem noi asta? Deci ai înțeles ce trebuie să facem? Da, tu n-ai înțeles. Fii atent. Păi n-am înțeles. Tu îl distragi, eu iau puzzle-ul. Ia uite. Uite cum faci. Nu zicea nimeni cum trebuie să-l distragi. Puteai să-l distragi cu sau fără pelerină. Da. Nu era musai să fie cu pelerină. Și eu mai eram îmbrăcat și mov. Mai, eu nu mă bag. Să-mi bag dacă mă bag aici. Calmează-te. No, e peligroso. No. Și i-a plecat. Eu am intrat în ring așa. Spre primul coș. Haide, distrage tu și lasă-mă pe mine să fac. Eu m-am dus frumos, am văzut că ăla n-are treabă cu mine, era și cu spatele, zic, perfect, n-are de ce să se ia de mine. Păi și o să-l distrag cu asta, mâncava și gura voastră. Am luat puzzle-ul roșu, nu știu ce, erau vreo 2-3 bucăți, le-am luat în mână pe toate. Bine, du-te la următor, așa, tip. Da, eu... Ne-am dus la următorul. Bă, dar ce probe să... Eu în tot timpul ăsta... A stat ascuns. Am stat ascuns, dar într-un final am intrat în arenă. Coge acá. Sí, lo sé. Y pasa por acá. Sí. Vamos juntos, los dos. Și m-a luat dresorul ăsta de tauri. Hai că uite, faci așa, că ține-te de mine. Nu înțelegeam cum să mă țin și ce să fac. Mă rog, țineam un deoparte și un deoparte. Ma. Tranquilo, tranquilo. Și venea taur. Și era, mai zis, bă, cred că e ok, ușor, dar eram doi. Și pe aia l-am tras, nu știu cum, spre mine, spre spate, cumva. No! Stau! Bă, îmi bag de probă! Nu mai fac nicio probă, îmi bag. Bă, ești bine? Nu mai fac nicio probă, îmi bag. Doamne ferește, atât de bine. Deci, priceless. În primul rând, pe tine te... Uite, fii atent, te împungeau la... Tu erai supărat și în timpul ăsta, gata. Deci, nu mai fac. Și ai plecat cu spatele la el. Deci ai plecat cu spatele la el. Foarte chill. Ca să înțelegeți. Da. Și tu, ești bine? Ca să înțelegeți. Noi am făcut un pic de training cu niște oameni care aveau ani de zile experiență. Erau toreadori cu acte. Și noi în 15 minute trebuia să înfruntăm un taur. Noi ne mai având... contact cu experiența asta. Ce vi s-a spus? Care au fost lucrurile de care trebuia să fie secund? La ce trebuia să vă așteptați? Taurii sunt foarte impulsivi și agresivi, nu? Ei ne-au învățat, uite. Ne-au învățat câteva scheme. Da. Uite-l ții așa. Deci, am ținut chestia aia așa, a intrat. E, greșeala a fost că el, după ce am tras-o spre mine, el s-a întors imediat. Credeam... foarte scurt. Dar tu știi ce greșeală ai făcut? Nu te-ai mai uitat înapoi. Nu. Ai crezut că el a plecat? Păi cum? Tu nu trebuie să te uiți acolo? Te uiți la taur, nu e ochii de pe el. Păi da, dar eu aveam în mintea mea că ăla se duce și se duce până în capăt. Că tu te-ai certat, se ceartă și el, pleacă și el. Da, ai cu ochiul pe adversar, că nu știi ce. Nu, da, ataca direct unde trebuie. Uite, momentul ăsta a fost, cred că, cel mai nasol moment al meu de nervi. Adică aveam nervii la... Am văzut că ai înjurat, ai băgat. Ai mai continuat proba? N-ai mai continuat-o, nu? Ai ieșit și ba da! Hai, continuat? Da, am intrat din nou. Dar n-am mai stat cu taurul, am zis, bă, dacă m-ai impus odată, e bine eu așa. Am încercat să mă mișc mai repede ca să iau ce trebuia să iau, ca să putem să ieșim din ring, pentru că asta era ideea. Dar era și de căutat, adică nu îl găteam. Eu trebuia să caut niște piese din
coșurile care erau atârnate pe marginea ringului și ei trebuia să-l distragă în așa fel încât să nu se ia ăla de mine. La tine, da. Exact. Foarte mulți m-au întrebat de ce n-ai alergat spre coșuri ca să termin mai repede. Și eu m-am gândit, am zis, bă, dacă alerg, probabil o să se ia după mine și mai bine eu fac încet, încet, mai bine pierd aici mai mult timp, dar măcar să știu că nu mai ia pe dar mine. Dar văd că totuși au fost luate măsuri de siguranță pentru că taurul avea coarnele da, 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 era bandajat. Da, dacă da vin, normal. Când vine o tonă spre tine, dar măcar coarnele erau bandajate. Totuși era un tăuraș, nu era cu toate astea era tăuraș. Dar nu vreți să vă imaginați ce forță avea. Te-a lovit? Adică chiar ai simțit așa din plin? M-a aruncat vreo 2 metri, nu știu cum se vede pe filmare. Da, adică era foarte puternic, era da, te-a lovit, adică o să mai avem moșteni din spate pe aici. Au intrat în spate, undeva în zona și printre picioare, nu? Asta zic, o să mai avem moșteni. O să ia pintele mai ușor acum. Nu. Deci doar în spate, da? Da, doar în spate. Mai avem moștenitor sau nu mai avem moștenitor? Urmează, suntem ok. Avem, mă, ce... Gata, ta, ce ai, măi, băiat, arăta de unde am stat, eu m-am arătat groaznic. Așa a apărut, dar nu. Se reface repede la anii lui, îți dai seama, nu-i nicio problemă. Am văzut că ai pus mânuțele repede, ai pus, te-ai ținut, ai zis, dacă mă atac aici, mă atac. Te-ai speriat pentru el, Cleo, că tu erai acolo în spate, țipai. Eu eram concentrată la piesele alea. Eu l-am auzit țipând, nu, sau ce a zis el în momentul în care l-am pus taurul. Și m-am... Efectiv, am ridicat repede ochii și l-am întrebat, păi ești bine? Pentru că nu văzusem scena. Da. După aia mi-a zis, vezi că m-am pușcat, Doamne, zic, vezi că m-a lovit, pus. Da, uite, m-am pus taurul, da. Uite, aici ai fața, mi-e place fața ta, deci tu ai mea sigur, stai cu sigur că te va ataca. Dar vreau doar să zic, uite-te cum ăla, toreadorul împinge. Împinge, dacă nu se ferea. Uite, aici nu te mai uiți, vezi? Tu ai câteva secunde care te uiți la toreador, tu trebuia să fii tot timpul cu ochii pe el. Păi nu înțelegeam, dacă mă lasă cu ochii. Opa, aici. Opa! Am brâncit, da? Opa! Cu cât mai mult te uiți la scena asta, cu cât îți dai seama că chiar te-a... Uite, și tu cum ai băgat spate. Dar nu m-a lovit. Te-a hărțuit. Nu m-a lovit, doar că a fost senzația, bă. A fost senzația la soală. Te punge un taur, adică... S-a speriat foarte tare, te-ai speriat foarte tare. Păi nu e ca și cum ai avut să-mi experiență cu taurii. Corect. Păi asta era ciudat, că noi practic în 15 minute trebuia să învățăm ceea ce știau acești... toreatori cu experiență, da. Dar eu vreau doar să întreb, v-a făcut un briefing, metoda asta, uite asta că te-am învățat-o ei a fost undeva. Nu, a venit aia instinctivă. A fost instinctivă, da. A fost cum? Până la urmă ați reușit să duceți proba la bun sfârșit. Păi am făcut tot, absolut tot ceea ce trebuia, da. Noi exact. Ai respectat toate probele. Cât v-a luat să faceți proba? Cam cât ca și timp, mai aduceți aminte? Nu știu, 10 minute în total? Nu cred că a durat mai mult. Nu cred că a durat mai mult de 10 minute. Ne-a luat foarte mult la puzzle-uri după aia. Da. Să faci puzzle-uri. Puzzle-ul care era alb-negru. Da. Și... Asta cu puzzle-ul cred că e destul de greu. Uite, asta nu anunța bine câinele ăsta care s-a luat după voi din prima când ai ajuns acolo. Doamne, a fost deci... un câine care a văzut să te muște. Doamne, vreau... mi s-au întâmplat știi, doar două. Lasă și că nu vreau mai bine. Nu vreau să se înțeleagă faptul că eu am ceva cu animalele. Iubesc animalele, iubesc câinii. Ei au cu tine. Stai puțin, dar atunci când un animal te atacă, atunci sub, gen taurul, sub stres și presiune și adrenalină, ți-e frică de orice, știi? Evident. Adică poate ți-e frică și de o pisică. Zici ce nu vrei, te știi? Sau... Da, zici ce nu vrei și de acasă, na, pare ca și cum mamă. Hai de capul meu. Care a fost cea mai mare frică a ta? Cu ce frică ai intrat în show? Și de care te-ai și confruntat? La taur sigur nu s-a gândit. Frica de înălțime? Frica de înălțime, da. Pentru... Și recunosc și nu cred că sunt nici primul, nici ultimul care are frică de înălțime. Până la urmă mai există oameni. Și bărbați, și femei, și... Asta e ceva din noi, chestia asta, nu... Eu am avut fobie de șerpi. Și am fobie de șerpi. M-am temut foarte tare să nu am nicio interacțiune. Când a început cursa, asta cu taurul, Irina ne-a zis că trebuie să înfruntăm niște... animale. Nu, trebuie să înfruntăm niște chestii periculoase. Nu, în general. Nu, n-a zis nimic de viețuitoare. Trebuie să ne înfruntăm fricile. Și normal că frica mea s-a activat în cap și am zis, ceva cu șerpi, 100%. Deci fiți atenți, noi luăm o scurtă pauză de publicitate. După pauză, voi ne-ați spus cu ce ați plecat, cu ce frici ați plecat, cu ce frici v-ați întors. Pentru că acum, văzând tot ce ați, prin ce ați trecut și voi, bănuiesc că ați căpătat și alte frici. Da, dar luăm pauză, țineți vorba și ne spui după pauză, că e foarte interesant să ne spuneți cu ce. Avem și materialul ăsta cu înălțimea, cu aia e foarte tare. Te vezi, simți lipsa cuiva doar atunci când nu mai e? Doar atunci când nu mai e. Așa se întâmplă în viață, vezi? Dar unde fi Alisa noastră, bănăre! Cum ar veni? Da, lasă să tot bănăneie, că și ai noștri, uite ce au bănăit atât, prin toată America. Da. Ați fost într-o experiență superbă și vorbeam despre frici, da? Înainte să luăm pauză, despre frici. Spuneai că ai frica de înălțime, da? Da.
dezvoltată de copilaj sau acum recent? Cred că de când era mic. De când era mic. Da. Doar că probabil n-am avut atât, context atât de, nu știu... Abrupt. Evidențiate, ca să zic așa, sau care să le punem la încercare. Da, n-am fost supuși unor situații în care să le punem la încercare în halul ăsta. Dar uite, ce înseamnă frică de înălțime? Că și mie mi-e frică de înălțime, de exemplu, nu mă duc să stau pe marginea unui bloc. Păi stai puțin, nu vorbim de 2-3 metri. Hai să vedem mai exact ce a fost pentru ei frica de înălțime, adică mai exact pentru Edvard și ne întoarcem. M-am uitat, m-am gândit mai bine. Eu nu vreau să mă bag în asta. Nu. Cum să stai, mă, pe asta, că nebunie? Eu am început foarte repede să caut, pentru că am găsit, la un moment dat, era o secție de poliție fix lângă clădire. E prea sus. Și Edi, în timpul ăsta, zice, pui, ce faci, că uite, aici e nasol de tot. Foarte nasol, e că riscam rău de tot. De ce? Podul ăsta e... ce e la înălțime? E de ce e riscant? Pentru că trebuie să te plimbi, e totul, e transparent pe unde te plimbi, e nasol. Păi și ai frică de înălțime, de ce te-ai dus? V-am zis că nu o să scută, dar nu știam cum e. Te rog, e suflet, ai grijă. Dar n-am ce să fac, nu vreau să fac proba asta, e riscantă, rău. Jur. Hola, senior. Vrei să facem schimb? Stai un pic. Zi. Și de aici vorbeam cu omul ăla, răspundea și era, pui, ce faci, mă auzi, nu știu? On se calab, sino. Zi, pui. Se cal... Pui, mă auzi? Te aud, pui, dar stai așa, că întreb oamenii acum. Da. Ce să vii, că, pă, uite, hai mai am un cuvânt și nu... le găsesc. Ce să vii? Să câștigăm timp și așa, zi, măcar, hai, încerci tu. Hai, vino tu și de aici. Nu, tot mă sacrific eu cumva, văd cum fac. Du-te, mă, ce ai, nu, nu. Asta e, stăm aici, nu. Pui, vrei să vii tu și caut eu cuvinte? Pierdem timp. Sunt eu curajos, dar la înălțimea asta... Încearcă, te rog frumos, poate poți, că mă mișc foarte repede aici. Da, dar e nasol rău, e sus, e prea sus. Te rog, încearcă, te rog. De ce? El río con siete colores, no lo saben? En caño cristal. Caño cristal, sí. E agua de siete colores? Câte cuvinte am găsit? Am găsit aproape toate cuvintele. Ma. Și de ce am ales să mă duc eu? Hola! Hola! Nu, eu am ajuns în vârf la un moment dat. M-am uitat și zic... Doamne! Eu trebuie să ies afară? Da! Tu să ies afară? Da! Eu ți-am zis că e nasol. Da. Eu ți-am zis că e nasol și am apucat panica și simțeam că îmi dau lacrimile de frică și de panicată ce eram. E foarte, foarte, foarte sus și e super, e afară, mi-e frică rău. Hai că poți, nu te uita în jos, nu te uita. Era foarte neplăcută senzația pentru că era înspăimântător de înaltă. Haide că am completat asta, hai. Ce? Da. Hai, pui că poți! Hai că am găsit cuvântul! El a crezut că mă ia din pâine de la cuvânt. Eu mă uitam așa de jos la ea și când am văzut piciorușele... Nu-ți fie frică! Nu-ți fie frică! Nu-ți fie frică! Ai încredere! Uită-te la omul ăla, dar la un moment dat s-a oprit pe loc, nu înțelegeam. Dar de ce stă acum? Hai că poți, pui! Hai că poți! Si! Haide! El zice, uită-te, uită-te pe clădire. Și când am văzut primul cuvânt, sue ăla, am zis, gata, boss, asta e, aici sunt cuvintele, ce bine. Și atunci m-am liniștit și mai tare. Mamă, mamă. Înălțimea Doamne era. Doamne ferește. Înălțimea era, nu exagerez, cred că era cam pe la etajul 10, așa, din ce am văzut eu acolo. Da, dar era în siguranță că erai legat cu eram alea, în ce siguranță. Să fie acum, trebuia eu am vrut să ies și când am vrut să ies... Ceva nu simțeai că te dezechilibrai din prima? Nu mai simțeam genunchi. Ți se tăiaseră picioarele, practic. Da, nu puteam să merg. Aia am frică de înălțime. Ea, în schimb, nu avea și eu știam că, uite, cum ai zis tu, că unul e bun la ceva, altul la ceva. Și ne completam. Știind că dar nu de ce are... nu, oamenii nu știu nu asta? Nu te-ai dat seama din prima și să zicem s-a urcat ea din prima. Asta nu am știut. În momentul în care există o probă și se împart sarcinile exact, celălalt trebuie să facă ceva, unul trebuie să facă ceva, celălalt altceva. E, nu-ți zice nimeni unde trebuie să te duci sau ce trebuie să faci. De obicei, de cele mai multe ori, afli acolo, direct. Uh-huh. E, el dacă știa că era o probă de înălțime sau că trebuia să iasă, îți dai seama că mă duceam eu, de exemplu, deodată sau, nu știu, zicea, mi-e frică mie de înălțime, mor acolo dacă e. Făceați un schimb, că așa da. E normal. Și, e bine să de acasă că noi am avut posibilitatea schimbul. De a face schimb, pentru că așa ni s-a zis. Dacă unul dintre voi are frică de înălțime, cel care se duce și
nu poate să facă proba efectiv, aveți posibilitatea de a face switch. E întotdeauna o portiță la probele astea. Da, pe exact, care exact. Și asta, la asta am recurs pentru că era singura soluție. Au existat și alte momente. Ați pierdut destul de mult timp făcând chestia asta. Adică da. Acolo am pierdut foarte mult timp. Nu? Acolo da, pentru că am pierdut mult timp. Eu. Mie mi se pare că probele voastre au fost făcute super lent. Adică din experiența mea. Eu când noi când aveam câte o probă, bă, deci intram parcă intram zbârâiați, pe cuvântul meu. Deci în secunda în care primeam plicul ăla și îl deschideam, bă, eram niște nebun. Noi am ajuns și înaintea lui Gina de multe ori, Ginei la pupitru, da, că atunci era prezentat Gina. Am ajuns înaintea ei de câteva ori, pentru că eram atât de disperați, efectiv. Când ajungeam și era proba, voi a stat, v-ați gândit, urcă tu pui, nu pui, tu mă auzi, tu mă vezi, eu te văd, eu te aud. Mamă, trebuia bum, direct, zup, hai, da. Băi, știi? Voi erați mai liniștiți așa, asta era ritmul concursului. Fiecare concurent face în ritmul lui. Nu vă judec, zic doar cum am trăit eu și nu aveți mereu panica asta, treaba asta, hai, că o să fim ultimii, hai să reușim să ajungem măcar printre primii. Spre final, nu vă motiva treaba asta, ideea de a ajunge măcar printre primele echipe? În etapa a doua am avut zvâcul cel mai mare, pentru că, bine, aici era un primul stage, erau primele zile, încă nu eram obișnuiți, da, încă nu, practic eram conștienți pe jumătate de ce ni se întâmplă, nu eram obișnuiți cu aproape nimic și... Știam doar că trebuie să oprim mașini, să citim plicuri, să facem probe. Apropo de plicuri, mai țineți minte când ați plecat în acest show și s-au făcut niște pronosticuri și v-ați zis atunci, v-ați dat așa cu părerea, cine o să iasă primul și cine o să câștige, mai țineți minte? Noi avem plicul și o să-l și deschidem, însă puțin mai târziu și sunt foarte curioasă să vă confruntăm cu răspunsurile voastre de atunci. Eu nu mai știu ce am scris. Cu părerile nici voastre. Nu știu. Nu vă mai țineți aminte deloc? Nu. Foarte nu? Bine, lasă că avem aici. Da, o să vedem, o să mai acum mai discutăm puțin aia și avem voi. E ceea ce a scris voi, practic. Mamă. Da? Înainte să... Asta a fost o primă... Cine credeați că o să câștige? Cine credeați că o să iasă primul sau... Așa, care o să fie cea mai slabă echipă? De-astea, na, cum v-ați gândit voi atât. Hai să vedem. Două avem, da. Dar mai stăm un pic. Mai stăm un pic. Asta e surpriza. Le ținem pentru... acolo. Pentru voi și pentru cei de acasă. Apropo de proba asta cu frica de înălțime, ai și alte probe sau alte momente în care v-ați ajutat, în care ați făcut schimb? Da. La proba cu... fix în proba cu Tauru, nu? La ultima șansă cu Tiroliana. M-am dus eu, da. A zis cine merge, m-am oferit, nu știam. Și la Tiroliana nu e în înălțime? Ba da, era foarte abrupt. Da, acolo după ce îți dai drumul, sănătate bună, mai îți mai faci. Asta zic, dar totuși dacă ți-e frică de înălțime, nu prea... Asta s-a mai dat pe Tiroliana. Eu m-am mai dat pe chestii de astea și cumva îmi și plăcea. Dar n-am știut exact, am zis, hai că eu Tirolian, primul s-a dus Saris, l-am întrebat, bă, cum e, și a zis, e super ok, am zis, mamă, să vezi ce mișto e. Și m-am dus acolo, foarte mișto experiența. Deci se vedea junglă în toată splendoarea ei. Erai cât de sus ai fost așa? Cât înălțimea unui copac? Nu. Mai sus? Era foarte abrupt, nu știu, 700 de metri ceva. Cât? 700 metri enorm. Nu, enorm. Niciun caz. Stai mă, 700 de metri și tu erai suspendat pe ăla? Era abrupt, nu mai știu exact. Nu, niciun caz. Nu știu caz. Nu, cred că ție din cauza fricii de înălțime ți se pare foarte, foarte mare totul. Dacă era 700 de metri, nu, nu, nu. 700 de metri, era. Cred că 100, are probabil, maxim. Rabin, dacă nu mai puțin, are burjala. Da. Atunci mai puțin. Dar era... la ce nivel eram la pădurea aia? Pentru că e posibil, noi eram sus pe un... Pe munte. Pe un creastă ceva, nu știm unde de fapt era... Da, apropo de mâncare, că iar vă văd cu mâncarea în mână. Apropo, tu poți să mănânci în timp ce vorbești cu noi, să știi. Adică dacă vrei să servești pentru voi. Știu că ai primit informații de acasă, de fapt, nu-i sfatul. Nu mânca mamă, nu mânca mamă. Foarte frumos, o pupăm și noi pe mama ta și pe părinții tăi.